Stimați colegi, bună dimineața, stimați colegi, stimați invitați acestui înalt forum a judecătorilor. Pentru început, eu vă rog să onorăm imnul Republicii Moldova. Colegi, adunarea generală a judecătorului este unul din organele administrate judecătorești care asigură realizarea principiului administrării judecătorești, fiind constituite din judecătorii tuturor instanțelor din Republică. Potrivit articolului 23 alineatul 3, alineatul 7 din legea cu privire la organizarea judecătorească, adunarea generală a judecătorului este deliberativă dacă ea participă majoritatea simplă a judecătorilor în exercițiu. Vă comunic că la momentul actual în sistemul judecătoresc sunt numiți 401 judecători, din numărul total de judecători, 21 sunt suspendați și detașați. Conform datelor acumulate în rezultatul procedurii de înregistrare, la ședință sunt prezenți 320 de judecători, dar, după cum mi-a fost anunțat, mai sunt o parte care se deplasează, se află în drum, se vor apropia. Potrivit prevederilor alineatul 4, articolul 23 cu semnul 2, legea cu privire la organizarea judecătorească, adunarea este deliberativă dacă la ea participă majoritatea simplă a judecătorilor. Respectiv, adunarea de astăzi este deliberativă. Pentru început, vreau să vă comunic că pentru ședința de astăzi am invitat Ministrul Justiției, care vă adresa un cuvânt de salut acestui înalt forum. Doamna ministru, vă rog, luați loc aici la tribună. Doamna Veronica Mihailo Muraru, ministru Justiției. Unde vă mai comod? Stimați judecători, stimată audiență, doamnelor și domnilor, Hristos a înviat! Sunt onorată să fiu prezentă astăzi la adunarea generală a judecătorilor și să vorbesc direct din poziția actuală de responsabil pentru politicile... Doamne ministru, nu se aude. Da. Care... Se aude? Acum se aude? Sunt onorată să fiu prezentă astăzi la adunarea generală a judecătorilor și să vorbesc direct din poziția actuală de responsabil pentru politicile care se promovează din sectorul justiției.
Calitatea justiției sau reforma justiției constituie astăzi o prioritate absolută a întregii societăți și este și un angajament central al parcursului nostru în calea integrării europeane. Sunt sigură că toți cei care sunt astăzi prezenți în sală își doresc o justiție eficientă, cu echitate în procedurile judiciare, cu actori integri, cu instanțe amenajate și condiții de muncă asigurate corespunzător, atât în beneficiul sistemului, dar și în beneficiul cetățenilor țării noastre. Acum două săptămâni, probabil că cunoașteți foarte bine, Guvernul a expediat Comisiei Europene raportul național care reflectă evoluțiile la cele 33 de capitole care vor fi monitorizate pentru a ne asigura că trecem către etapa de negociere cu Uniunea Europeană. În calitate de țară candidat, Republica Moldova este așteptată să livreze rezultate concrete, în special la capitolul Reforma Justiției. Cunoașteți bine de asemenea că 6 din cele 9 recomandări ale Comisiei Europene pentru Moldova vizează domeniul justiției. Sunt condiții puse în sarcina entităților din sectorul justiției, adică și nouă împreună, executivul și sistemul judecătoresc. Știm cu toții că această reformă nu este doar o cerință în drumul nostru european, ci este necesară și sistemului judiciar pentru a asigura stabilitatea și funcționalitatea deplină a acestuia. Actuala agenda Ministerului este una intensă, cu multe acțiuni orientate spre a garanta un sistem al justiției funcțional și de a propune măsuri sustenabile de integritate. Și aici, evident, avem nevoie de implicarea tuturor magistraților, de un partener reprezentativ în persoana CSM-ului ca un organ funcțional cu care să putem parcurge în acest proces de reformă pe justiție și să putem soluționa împreună o serie de probleme, deloc simple, și care s-au acumulat în ultima perioadă. Indiferent de toată deschiderea și eforturile depuse de către minister, obiectivele concrete nu vor fi atinse în absența unei înțelegeri și viziuni comune privind cele necesare sistemului, dar mai ales în lipsa unei asumări reciproce de responsabilitate. Reiterez aici în fața dumneavoastră, cu toată responsabilitatea, că aveți în mine și în instituția pe care o reprezint un partener determinat pentru dialog și interacțiune. Ceea ce ne-am propus nu este neapărat o revoluție. Programul de guvernare anunțat de a consolida integritatea tuturor actorilor din sectorul justiției, pe partea ce ține de creșterea calității actului justiției, de a spori satisfacția justiciabilului sau de a digitaliza procesele funcționale ale instituțiilor din sistem, a fost constant un subiect al dezbaterilor în toată această perioadă. Conceptul de reformă al justiției cuprinde un set de măsuri bine definite în planul de acțiune al Guvernului la capitolul justiției, în planul de acțiune al Ministerului Justiției pentru implementarea strategiei pe sectorul justiției care a fost adoptată prin hotărârea Parlamentului în iarna 2021 și deja planul de acțiuni cu măsuri setate în dialog cu Comisia Europeană. Sunt conștient că una din componentele reformei pe justiție ce ține de evaluarea judecătorilor este cea care trezește multe întrebări. Este totuși o premieră procesul inițiat în anul 2022 și care astăzi se află la finele primei sale etape de implementare, având ca scop sporirea integrității în sistem. Și avem încă multe provocări în față. Este clar că, de fapt, rolul CSM-ului era acela ca, în calitatea sa de unic organ, să asigure buna funcționare a sistemului judecătoresc și buna conduită a judecătorilor. Însă cred că veți fi cu toții de acord că în ultimii ani mecanismul de supraveghere și autoadministrare a CSM-ului a fost neputincios în asigurarea standardelor etice a judecătorilor, iar unii din cei suspectați de corupție sau lipsă de integritate nu au fost sancționați și prin aceasta cumva s-a periclitat valorile statului de drept, fapt care este bine cunoscut și de cei prezenți din sală. Urmarea acestui rezultat, societatea a pierdut încrederea în sistemul judecătoresc. Și cel mai regretabil este că s-a răsfrânt și asupra celor care sunt onești și dedicați funcției. Această situație gravă a determinat autoritățile să acționeze într-o manieră mai promptă, mai hotărâtă și prin aplicare de măsuri neordinare, dar cu scopul clar și nobil de a reseta sistemul și de a redobândi încrederea societății. De la preluarea mandatului în cele două luni și o săptămână de activitate, am organizat multiple consultări și discuții
cu dumneavoastră și cred că cu tărie că putem găsi soluții constructive de a ajusta și de a echilibra mecanismele anunțate, dar fără a diminua din eficiența măsurii și aplicarea răspunderii la cazurile justificate. Recent a fost creat Consiliul Consultativ de pe lângă Ministerul Justiției și mulțumesc mult celor 15 instanțe pentru delegarea reprezentantului, precum și celorlalte instituții de drept de a face parte din acest Consiliu. Ne vom întâlni lunar pe această platformă să discutăm despre proiectele Ministerului Justiției aflate în derulare și despre mai multe probleme, dar mai ales și despre modul cum să le soluționăm. Ca exemplu, la prima ședință acestui Consiliu Consultativ au fost formulate împreună cu dumneavoastră mai multe propuneri destul de utile care să faciliteze inclusiv organizarea adunării de astăzi și alte aspecte legate de posibilitatea de a depăși anumite impasuri în sistemul justiției. Dar acest sumar de propuneri a fost făcut public. Dar asta nu este suficient. Propunerile și soluțiile identificate trebuie și asumate prin acțiuni proactive. Ori altfel, doar o să vorbim. Urmarea unor vizite în teritoriu cu judecători, procurori și alți practicieni, am discutat despre prioritățile Ministerului Justiției pe reforma justiției, pe problemele urgente ce trebuie soluționate la nivel local și am înțeles un lucru, de cât de puțin se cunoaște despre eforturile depuse, despre acțiunile întreprinse și, din potrivă, am constatat că se vehiculează și multe informații eronate sau chiar falsuri, inclusiv ce ține de unele inițiative legislative. Eu voi continua cu aceste vizite în teritoriu și în alte regiuni pentru a informa amplu despre prioritățile noastre, dar și de a nota problemele locale la care noi, Ministerul Justiției, prin intermediul agențiilor, să putem contribui în soluționarea acestora. Am rămas surprinsă de condițiile vitrige de muncă ale unor judecători, de exemplu de la judecătoria Neninoi, sediul Varnsa în special, și cu toate astea am văzut multă dedicație și entuziasm. Astfel de judecători trebuie să iasă în față, să fie susținuți și implicați și știu că sunteți mulți din aceștia. Am înțeles imediat care ar fi primele soluții în ajutorarea acestor judecători pe termen scurt, dar în același timp este nevoie și de organul de autoadministrare care să acționeze în beneficiul sistemului, evident, în baza legii și în baza principiilor de integritate. Recent au fost adoptate mai multe legi, inclusiv pachetul de legi pe Curtea Supremă de Justiție, implementarea protocolului numărul 16 ce ține de la Convenția Europeană, ce ține de posibilitatea ca instanța supremă să solicite avize consultative, procedurile simplificate în codul procedură penală, dar și proiectul adoptat în primă lectură ce ține de comasarea colegiilor judiciare într-un colegiu unic, care va fi acel organ, structură din cadrul CSM-ului, ce va prelua ulterior sarcina de selecție și evaluare a judecătorilor. Așa intenționăm ca concomitent cu perfecționarea legislației, exercițiul de evaluare de extraordinară și prin alte măsuri planificate, sistemul judecătoresc să fie fortificat, capacitat cu instrumentele necesare și să revină singur, treptat, la propria capacitate de autoadministrare pe intern. Și vreau să mulțumesc pe această cale tuturor celor care au găsit timp să participe în cadrul grupurilor noastre de lucru și la consultări și noi vom continua în această manieră. Pe agenda Ministerului Justiției avem multe proiecte de legi, proiecte foarte importante pentru îmbunătățirea procedurilor judiciare și nu numai. Vreau să putem duce până la capăt adoptarea, dar și cel mai important, implementarea. Și aici avem nevoie de o colaborare interputeri și interinstituțională și contez pe implicarea dumneavoastră direct. Nu în ultimul rând avem multe planuri ce ține de îmbunătățirea condițiilor de muncă, avem șanse unice pentru eficientizarea procedurilor de digitalizare, pentru ca să putem asigura un volum de lucru echilibrat a judecătorilor. Și, desigur, să nu omitem și îmbunătățirea condițiilor pentru personalul non-judecătoresc. Ca să putem realiza aceste planuri, avem nevoie de un angajament onest asumat, de un CSM de plin funcțional. Iar din partea magistraților, de o abordare înțelegătoare și responsabilă față de procesele care sunt cu adevărat necesare în sistem. Și să nu omitem să ținem cont de interesul public.
Cu siguranță, întreaga societate a Republicii Moldova urmărește astăzi cu mare atenție adunarea generală a judecătorilor și cu speranța că reformele inițiale să fie duse până la capăt în interesul cetățenilor, al justiției, în numele legii și nu al unor interese de grup. Înțelegerea noastră fermă este că un stat de drept, bazat pe procese integre, sporește încrederea față de comunitatea internațională și asigură astfel un mediu prielnic pentru investiții din extern. Iar acest aspect va duce la o sporire a nivelului de trai și a stabilității economice. Onorată audiență, înțeleg că adunarea generală este forumul la care sunteți în drept să vă asumați decizii, să vă expuneți pozițiile și să tratați acele preocupări existente în sectorul judecătoresc. Vă mulțumesc mult pentru oportunitatea de a veni astăzi în fața dumneavoastră în această parte de deschidere a evenimentului. Ministerul Justiției își exprimă angajamentul să rămână deschis pentru un dialog eficient cu magistrații și cu membrii organului de autoadministrare. Sunt multe de făcut. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamna ministru. Stimați colegi, îmi permiteți încă două momente la care vreau să mă opresc și ulterior ce dau locul președintelui adunării ca să continue ședința adunării începutul din 17 martie. Până începe lucrările adunării generale a judecătorilor, țin să aduc recunoștință și mulțumiri programului Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, pentru asistența acordată în implementarea mai multor proiecte de consolidare a capacităților instituționale în sectorul justiției și în contextul evenimentului de astăzi, pentru suportul financiar acordat, care a făcut posibilă închirierea acestui frumos local, ca adunarea judecătorilor de astăzi să fie desfășurată în condiții mai favorabile și mai solemne. Alt moment care vreau să vă aduc la cunoștință este că prin hotărârea Parlamentului din 30 martie 2023 au fost aleși trei membri ai Consiliului Superior Magistraturii și anume doamna Tatiana Ciaglic, domnul Ion Guzun și domnul Alexandru Postică, pe care majoritatea dumneavoastră îi cunoașteți și care au activat în domenii tangente justiției și dacă cineva din dumnealor dorește să iasă un cuvânt de salut, poftim, domnul Guzun Ion. I-am invitat, nu vreau dumnealor, eu acum și cedez locul, eu l-am invitat. Corect, doamna, eu am invitat dumnealui și am spus, eu două momente de organizator și i-am spus ce dau loc mai departe să conduc adunarea dumnealui. Dar nu mai trebuie să continuați cu momente organizatorice. Dumneavoastră sunteți un judecător de rând care ar trebui să luați loc, deși pretindeți să fii membru al Consiliului Superior al Magistraturii, sunteți un judecător de rând care ar trebui să luați loc în sală. Domnul Guzun, dumneavoastră ați planificat pe azi, noi judecătorii pe azi avem planificat alegerea membrilor în Consiliul Superior al Magistraturii, nu dispunem de suficient timp, cred eu, pentru a procede la audiere, la cuvinte de salut, etc., la planuri mărețe pe viitor. De aceea, chiar și dacă doamna Cernat v-a acordat dreptul să țineți un mic discurs, vă rugăm foarte, foarte insistent și frumos ca acest discurs să nu dureze mult. Vă mulțumesc mult. Dar doamna Cernat, ar trebui totuși să aveți o leacă de simț și să aveți în vedere că adunarea generală a judecătorilor astăzi continuă și nu ați fost nici în drept să vă urcați pe scenă. Da, domnul Turcan, de ce eu am și evidențiat că v-am invitat la începutul adunării, nu ați dorit să vă prezentați. Am evidențiat ulterior că acordul cuvântul domnului Guzun și veniți și continuați mai departe adunarea. Vă rog, trebuie să ne stimăm unul pe altul. Stimați judecători, stimați colegi, stimată doamnă ministra justiției, distinși oaspeți. Sunt 4 săptămâni de cât împreună cu colegii mei suntem onorați să fim membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Sunt mai bine de 12 ani de când personal am început să monitorizez activitatea Consiliului Superior al Magistraturii și a sistemului judecătoriesc.
În această perioadă am ținut să comunic cu cât mai mulți judecători, inclusiv din rândul dumneavoastră, ca să înțeleg cele mai importante probleme pe care le aveți. Cred cu tărie că Consiliul Superior al Magistraturii este o instituție esențială pentru o justiție independentă. Ca membri ai Consiliului vom depune efortul să contribuim la o activitate corectă, eficientă și transparentă a Consiliului. Această instituție trebuie să devină, la modul veritabil, acea instituție care asigură protecția judecătorului și judecătorilor de influență necorespunzătoare din exterior, dar și protecția societății de judecători care încalcă legea sau discreditează sistemul. Sunt convins că un CSM implicat și dedicat schimbărilor majore ce se impun la moment este crucial, dar pentru aceasta este nevoie de componență deplină și reprezentativă. Astăzi stă în puterile dumneavoastră să delegați 4 din cei 6 membri judecători ai CSM. Într-o măsură mai mare, ar putea să avem aceleași viziuni, dar vă asigur că ne dorim aceleași soluții. Succint vreau să trec în revistă principalele activități, măsuri întreprinse de la preluarea mandatului de către membri în această componență. Am sesizat Curtea Constituțională de a clarifica mandatul Consiliului Superior al Magistraturii. Va mai dura timp până când vor fi desemnați noi membri a Consiliului. Am anunțat concursul de transfer temporar la Curtea Supremă de Justiție. Este important să deblocăm această situație, iar în perioada imediat următoare să ne axăm și pe deblocarea activității în alte instanțe. Suntem în procesul de elaborare a regulamentului de ocupare a funcțiilor de judecători la Curtea Supremă de Justiție în baza noii legi. Am reacționat în apărarea independenței individuale și a sistemului judecătoresc atunci când au fost lansate în spațiu public amenințări asupra judecătorilor. E puțin, de acord, dar vrem să ne asigurăm că de fiecare dată... Domnul Buzun, nu ne faceți dare de seamă, vă rugați frumos, 3 minute, 4, 5. Aveți o leacă de sânț. Noi aveam astăzi soluționat alte întrebări, nu audierea, dar examen. 3 zile care ați activitate noastră, ați pretins că activați în plenul Consiliului Superior al Magistraturii. Vă rog, încă un minut și finisați. Dar de seamă nu avem nevoie astăzi să ascultăm. Nu este așa punct în ordinea de zi de astăzi. În ordinea de zi aprobată de Adunarea Generală a Jucătorilor din data de 7 martie, în genere, nu a fost incluse chestiuni privind audierea a altor reprezentanți pe alte teme. Ordinea de zi a fost votată la ședința de 7 martie și noi, din amabilitate, astăzi am ascultat doamna ministra Justiției și chiar cu bucurie am ascultat-o și suntem încântați, eu cred că toți judecătorii pe ansamblu, prin aplauzele sale, să confirme că suntem predispuși să conlucrăm cu puterile executive și legislative, dar audierea domnului Guzun și der de seamă din partea domnului Guzun astăzi în ordine de zi nu sunt preconizate. Doamna Cernat, incorrect, i-a acordat domnului Guzun dreptul de a sustrage atenția judecătorului și a ne povesti ce fel de activități a întreprins și ce mai urmează să întreprindă. Cunoaștem activitatea lui foarte detaliat din CRJM. Mulțumesc, domnule judecător de la Curtea Supremă de Justiție. Am uitat, probabil una din activități a fost sesizarea în privința activității dumneavoastră. Dacă percepția oamenilor este că sistemul judecătoresc este corupt, nu oamenii sunt cei care greșesc. Dacă opinia partenerilor noștri de dezvoltare este că corupția este un domeniu în care reformele trenează, că în justiție nu s-au făcut progrese, nu partenerii noștri ne doresc rău. Dacă societatea civilă este cea care bate alarma, nu societatea civilă are interesele ca lucrurile să fie rele. Înseamnă că noi suntem în primul rând cei care am permis ca o astfel de percepție să se creioneze, mai devreme sau mai târziu, într-o măsură mai mare sau mai mică. Îmi închei discursul pentru a nu precipita și mai tare emoțiile. Stimați judecători, vă doresc o adunare cât mai productivă și sper să putem colabora eficient pentru buna funcționare a sistemului judecătoresc.
și creșterea încrederii în sistemul judecătoresc. Persoanele care locuiesc și au afaceri în Republica Moldova merită un sistem judecătoresc calitativ, eficient, independent și care să adopte hotărâri previzibile. Dumneavoastră, domnilor judecători și doamnelor judecătoare, meritați o încredere mai mare pentru hotărârile adoptate în numele legii, în baza probilor, să ne exercităm fiecare mandatul eficient și cu aplicarea strictă a legii. Sunt sigur că în câțiva ani putem îmbunătăți și percepția publică și situația reală din sistemul judecătoresc. M-aș mândri și m-aș simți mult mai în siguranță dacă, grație eforturilor comune și a fiecăruia dintre noi, vom ajunge să avem și noi un nivel de încredere de aproximativ 70% în justiție, așa cum este cazul în mai multor state din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru o foarte mare atenție. Și ce dau locul președintelui adunării ales la adunarea din 17 martie. Domnul secretar, anunțați cine? Eu mai am în altceva domnul ăsta. Stimați colegi, încă o dată vă salut pe toți, dar înainte de a procede la executarea ordinii de zi care am votat-o în ședința precedentă, vreau să fac niște precizări. După adunarea, ședința adunării generale din 17 martie 2023, deși am ieșit cu câțiva colegi ultimii din sala unde s-a desfășurat această adunare, aduc la cunoștința dumneavoastră că până la ziua de astăzi, deși procesul verbal a adunării generale a judecătorilor care a avut loc la 17 martie 2023 este perfectat, sunt în imposibilitate absolută de a prezenta acest proces verbal Consiliului Superior al Magistraturii din considerentul că comisia care a fost instituită în conformitate cu prevederile punctul 8 regulamentul privind la funcționarea adunării generale a judecătorilor până la ziua de astăzi nu mi-a prezentat lista, mă bine, listele de înregistrare a judecătorilor. Vă spun de ce. Aseară târziu am insistat să prezinte, astăzi categoric mi s-a refuzat. Data trecută, slavă Domnului, deja fostul președinte a Consiliului Magistraturii interimar, ne-a dus la cunoștință că la adunarea generală au fost înregistrați 330 de judecători. Ieri, în adresa tuturor stat în judecată, Consiliul Superior al Magistraturii a expediat o informație că ar fi fost 350 de judecători la adunarea generală a judecătorilor. Procesul verbal a fost întocmit în decurs de două zile. Aproape a fost stenografiat, fiind vizionat înregistrările din enumărate ori. Aduc la cunoștința dumneavoastră, reșind și din numărul de votanți în sală, la adunarea generală din 17 martie 2023 au fost 280 de judecători. Probabil de atâta se ascund listele să ne fie prezentate. Astăzi am insistat să ne fie prezentate din nou listele judecătorilor care s-au înregistrat pentru participare la adunarea generală. Până la moment aceste liste ni se refuză ca noi să verificăm câți judecători sunt la adunarea generală astăzi. Data trecută, cu certitudine, am fost 330 judecători. Și atât ne-am pomenit în situația când noi nu avem posibilitate să verificăm câți judecători, de fapt, suntem la această adunare. Pentru că mi-a dus la cunoștință colegii care au venit mai devreme, că s-a împărvit o emisiune utilizată, s-a mai vehiculat în spațiu public, că la adunarea precedentă n-ar fi fost numărul necesar de voturi pentru legea președintelui adunării. Deci eu insist să fie prezentate listele așa cum prevede regulamentul. Să ne prezinte listele cu judecătorilor care au participat la adunarea din 17 martie și liste judecătorilor care s-au înregistrat astăzi pentru participare la adunare. Și după aceea procedim la ceilalți. Avem inclusiv o cerere de la domnul președinte adunării generale datat cu 28 aprilie 2023. Doamna președinte interimară CSM, mă iertați?
Nu. Iată, eu vreau să văd numărul ăsta, pentru că la 3 octombrie 2014, unul din foștii judecători care s-au dus să numere voturile, a aruncat buletini goale și ele, în lipsa observatorilor unde comisia număra voturile, au fost ștampilate. Dumneavoastră de asta cunoașteți? Și lucrurile acestea sunt documentate. Da, și este de asta și acele dată trecută. Eu am scris mesajul doamnei Natalia, seară târziu. Nu, 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 nu pot să adunăți, domnul președinte, pentru că înțelegeți care e situația. Noi trebuie să știm cu certitudine câți judecători au fost la adunare generală din 17 martie. Poftim? Stimați colegi, stimați colegi, eu am anunțat... Voturile care am avut doi numărători în sală. Și dumneavoastră au stabilit voturile când am fost la vot. Stimați colegi, eu am anunțat că au fost înregistrate... Bine, bine, cineva din sală a cerut ca să continuu la momentul 346 din ședința. Doamna Puică, o continuu. Da. Poftim. Domnule, ce ați vrut să spuneți? Mai așteptăm, așteptăm cu lista. Ați spus că încă mai sunt pe drum care vin. Dați să trecem de la listă până când ne clarificăm cu lista, dați să trecem, vreau să anunț președintele. Domnul secretar a spus că este o cerere a domnului președinte, dați să o citesc singur. Zic că eu am depus cerere și am scris așa. Către adunarea generală a judecătorilor, continuată la data de 28 aprilie 2023, după întreruperea ședinței din data de 17 martie 2023, judecător Anatolie Țurcan, prin prezenta declar abținere de a continua exercitarea atribuțiilor de președinte al prezentei adunări generale a judecătorilor continuate din data de 17 martie. Semnătura de astăzi și scălitura. Eu am depus cerere că declar abținere și am rugat secretarul adunării generale să dea citire acestei cereri. Anume de aceasta, nu m-am urcat pe scenă, așteptând că astăzi, în primul rând, va fi dat citire acestei cereri și se va constata prezența numărului de judecători în sală. După aceasta, procedem la ordinea de zi, cum am spus și aseară la televiziune, unde am fost cu domnul Caraman. Da, Sergio? Caraman? Nu mă greșesc cu familia. Ca pe amuș, amuș, o să găsească jurnaliști ca să zică că nu știu cum se numește magazinele din Europa. Eu asta am făcut-o intenționat. Asta pentru a descărca nervii și a mai descărca singur pe mine. O să zică... Clarificați-vă, da. O să zică, ce este ține de cererea care am înaintat-o? De declarația, mai bine zis. De a mă abține, de a exercita în continuare funcțiile de președinte, vreau să vin totuși. Da? O să vedeți, uitați-vă. Zic că totuși eu mă sunt dator cu o justificare că, sigur, mulți stimați colegi, trezesc nedumerirea dumneavoastră și neînțelegere de ce am decis să procedez în felul ăsta. Cineva poate să, cu bună credință, să zică că sunt un fricos, ba chiar încă și mai rău, sunt un trădător și fug din frică de a exercita simpla funcție de coordonator, că președintele adunării generale nu are pârghii administrative și nu decide nimic. Fiecare decide cu votul său. De atâta, justificarea mea este următoarea. Zic că nu sunt fricos, nu sunt trădător, abținerea mea care am declarat-o de a fi în continuare președinte adunării generale, eu singur nu o mai susțin și nu o susțin din motivul că astăzi, prin modalitatea de deschidere a adunării generale și prin ceea ce se încearcă să petrece în această sală, în fața adunării generale a
judecătorul care prezintă elita statului, necătând la ponegrelele care, la luptă cu, ca în veacurile medievale, la lupta cu vidme, degrabă să trebuiască să instituim grupe operative care să ne vineze prin sate. Și vă asigur că o să ne vineze indiferent de statutul, suntem buni sau răi. Cineva pretinde a ne diviza și a spune că sunt judecători buni și judecători răi, acei buni ar trebui să iasă în față. Când o să înceapă să ne vâneze, n-o să, cei care ne vânează, care sunt obsedați, trolii ăștia care sunt obsedați, care sunt bolnavi de psihologul, psihiatrică boală, de teama de a fi judecați, aceia n-o să mai discurce cine e bun și cine e rău. De atâta eu, declarația de abținere care am depus-o azi dimineață secretarul din general, nu o mai susțin. Am înțeles că sunt obiecții la modul de alegere a președintelui din data trecută. Se insistă că președintele adunării generale data trecută nu a întrunit numărul necesar pentru a fi ales în calitate de președinte adunării generale. Nu a fost o majoritate simplă, adică 50 plus 1. De aceea, voi astăzi veți decide cine să mai fie președinte astăzi, în continuare adunării generale. Dacă alegeți alt președinte adunării generale, e decizia voastră. E decizia noastră, a tuturor, și a mea inclusiv. Noi decidem cine să continuă mai departe adunarea generală, în continuare adunarea generală a jucătorilor. Dar asta nu ar echivala cu nulitatea celor ce s-au petrecut. Dacă am votat data trecută că va fi adoptată declarația adunării generale a judecătorilor, noi astăzi, următorul punct trebuie să fie adoptarea declarației, ceea ce se poate petrece chiar și în 30 de minute. Noi astăzi, ținând cont că tare mulți insistă că judecătorii obstrucționează, judecătorii sabotează, judecătorii opun rezistență, se luptă cu sistemul. Noi astăzi, sunt și de cei care spun că poporul nu o să ne înțeleagă, noi astăzi, nu o problemă. Punem în discuții și votăm, de atâta și l-am întrerupt pe domnul Guzun și am rugat-o și pe doamna Nina Cernat, să nu pierdem timpul. Noi astăzi adoptăm declarația sau o mutăm mai pe urmă, declarația o adoptăm. Noi modificăm astăzi ordinea de zi a ședinței. Punem în discuții și trecem și alegerea membrilor. Ședeți liniștit, domnul Mâra. Ședeți liniștit. Dacă vreți, vă dau microfonul. Opinia dumneavoastră subiectivă, clar, nu influențez pe nimeni cum să voteze. Poftim. Luați microfonul și propuneți pentru a soluționa chestiunea dacă judecătorul Țurcan urmează să-și continue exercitarea atribuțiilor de președinte adunare generală sau alegem alt judecător. Luați microfonul, propuneți și prin vot adunarea în 5 minute acum hotărâm. Cine să continue să fie președinte adunare generale? Tot. Înțeles. Zică, doamna Aliona Miron a propus ca prim vot deschis să fie supus votului chestiunea privind demisia domnului Anatolie Țurcan, jucătorul Țurcan, din exercitarea atribuțiilor președintelui adunării generale. Pentru propunerea de a fi demis Anatolie Țurcan, rog să ridicați mâinile numărătorii. Am ales data trecută numărătorii. Eu de-atâta așa am zis. Cei doi numărători aleși conform procesului verbal data trecută, dați să mai alegem încă doi, fiindcă s-a schimbat configurarea sălii. Și eu știu, cineva numără, să zicem, ultimele cinci rânduri, cineva numără penultimele cinci rânduri și restul patru... Și cineva... Vă zic că 5, încă 5, 15, restul rândurilor le numele a patra numărător. Patru numărători. Noi avem doi. Doamna Buzu, sunteți numărător? Vă zic...
V-am înțeles, doamna Buz, vă retrageți candidatura din calitate de numărător. Bine, dați azi să alegem 4 numărători, noi să nu pierdem timpul. 4 numărători. Sunt doritori? Iată, verificând listele care le-au prezentat de proaspătul membru Consiliului Promovatorului, domnul Guzun Ion, am stabilit că s-au înregistrat nu 320, nu 346, dar 302 judecători. Da, astăzi. 302 judecători sub semnătură, așa cum prevede regulamentul. Le-am numărat 302 voturi. Stimați colegi, noi trebuie să ne organizăm, să lucrăm operativ. Sala este închiriată pentru până la orele 15. Eu cred că cine are de vorbit urmează să vorbească succint și clar și puțin la temă, nu să întindem discuțiile pe mult timp. Domnul Țurcan și-a luat demisia de la președintele adunării, adică și a fost înaintată recuzare de către doamna Miron. Eu cred că noi această chestiune urmează să o punem la vot. Dacă cineva dorește să mă expună pe chestiunea dată, vă rog. Numărătorii, vă rog, numărătorii. Doamna Rusu, doar te puteai să erați numărători, mi se pare că nu? Bine, cine dorește să fie numărător? Președintele și-a luat comandat deputare. Și dumneavoastră v-ați sumat și prerogative care nu sunt prevăzute din lege, din regulament. Domnul Balan, dumneavoastră sunteți secretarul. Bine, bine, bine. Terminăm disputul, că nu arată frumos. Terminăm discuțiile în contradictorii. Am propus dați să alegem, să numim, să se manifeste inițiativa. 4 numărători și să supunem votului propunerea doamnei Aliona Menon de a-l demite pe judecătorul Țurcan din funcția de președinte. Numărător. Vă rog, primele sau ultimele 5 rânduri. Garabăgiu, penultimele 5 rânduri, da? Și doamna Gaștea Bria, 5 plus 5, numărați 5 plus 5 și încă 5 cele rânduri din urmă. Beșelea, așa, domnul Beșelea, 15 rânduri le lăsați. Restul le numărați, de ce? De atâta că restul mai mult aproape că zgoale. Adică nu aveți de numărat așa de mult. Nu, din sfârșit, de la rândul de urmă, lăsați 15 și restul sau dumneavoastră. Ultimele 5 le numără în calitate de numărător cine? Că n-am memorizat familia. Primele? Vreți primele? Domnul Beșelea, fiindcă sunteți bărbat, luați ultimele 5. Luați ultimele 5 rânduri, domnul Beșelea. Ultimele 5. Penultimele 5, doamna Grăbăgiu, 15 din urmă, de la 11 până la 15-lea rând, începând din urmă, le numără doamna Gaștea Bria. Merge așa. Acceptăm numărătorii. Dați să votăm numele numărătorilor. Cine pentru aceia ca acești 4 numărători să numere voturile la următoarea chestiune care o să fie spuse voturile? Unanim, nu-i nevoie de numărare. Cine este împotrivă dacă? Beșelea, ultimele 5, a doilea e Valentina Grăbăziu, doamna Gaștea Bria și dumneavoastră vă prezentați? Lupașcu Natalia, da? Vă zic că, uitați-vă, numărați 15 zile, 15 rânduri și de la rândul 16 până în capăt numărați dumneavoastră. De atât că sunt scaune foarte multe goale. Ia uitați și de simplu, încă vă ajută. Începeți cu rândul 16 și veniți până în capăt. Doamna Lupașcu, ați înțeles? Ultimele 15 rânduri le lăsați.
Începeți de la rândul 16 și veniți până în capăt. Începând din capăt, numărați 15 rânduri, începeți cu a 16 și veniți până în capăt și gata. Sunteți pregătiți, numărătorii? Am înțeles că domnul Beșele e pregătit, doamna Arăbăgei e pregătită, doamna Gaștebrie e pregătită. Doamna Lupașcu, a rămas dumneavoastră, sunteți pregătită să numărați? Da. Numărați de la rândul 11 până la rândul 15. Dumneavoastră, Gaștebrie. Doamna Răvăge, numărați de la rândul 6 până la rândul 10. Și domnul Eugeniu Beșelea numără de la rândul 1 până la rândul 5. E simplu? Poate înscris, eu nu știu cum să mai explic. Numărătorii, sunteți gata să spunem votului sau încă nu? Dacă ca tare vreți. Ahol. Bine, bine, bine. Doamna Răbăgie, doamna Gaștebrie, dar mai bine, domnul Beșele, treceți în partea asta, și stăți pe ceeași parte. Și atunci ați fi mai ușor să vă să conlucrați, să zicem așa. Doamna Lupașcu, treceți parce. Toți numărătorii să se afle pe o parte. A venit propunerea, cred că nu e un impediment. Așa. Doamna Gaștebrie, v-ați apreciat care sunt rândurile dumneavoastră? De la 11 până la 15. Bine. Doamna Răvăzge, de la 6 până la 10. Și domnul Beșele a intrat de la 1 până la 5. Tot. Ne-am lămurit. Poftim. Vă zic că supunem votului așa cum a venit propunerea. Cine-i pentru ca judecătorul Țurcan Anatolie să fie destituit? Sau cum? Revocat. Da. Revocat. Din funcția de președinte a adunării generale. Să fie revocat. Mulțumesc. Poftim votat. Cine-i pentru? Cine-i pentru aceea, eu deja am spus, ca Țurcan să fie revocat, să nu mai fie președinte adunării generale. Numărați votul. De prezentat, nu? Ordinea de votare e așa. Cine-i pentru, cine-i împotrivă, cine s-a abținut. Nu schimbăm ordinea de votare care e unanim primită în toate țările lumii și pe toate globurile Moldovei. Mulțumesc, Sergiu. 5. Până la rândul 5. 1-5. 35, da? 35. De la rândul 5 până la rândul... De la rândul 1 până la rândul 5, 35. De la rândul 6 până la rândul 10? 47. 6, 10, 47. Scriți, domnul președinte. 35. De la 1 până la 5. De la... Cine a anunțat asta? Asta a anunțat Eugeniu Beșelea. 35, da? Valentina Arăbăgie. 47, da? 47. 64. Cine? Gaștebrie, numărătorul 64. Și Lupașcu, doamna Lupașcu, cât? 42. Adunați. Bine, dați să numărăm totuși, cineva insistă, cine este împotrivă, cine este revocat din calitatea de președinte adunării generale, judecătorul Anatolie Țurcan. Eu mă abțin dintr-o dată. Numărătorii, dă-i să văd și așa.
Domn Beșele? 5. Doamna Rabage? Ați sumărat? De la rândul 11 e numai un vot și doamna Rabage câți? Câți? 3, da? 3? 3. Și doamna Lupașcu? Poftim? 2. Așa. Zic, cine s-a abținut? Eu tot m-am abținut ca tare. Numărați, vă rog, cine s-a abținut, trebuie de respectat formalitățile. Eu n-am înțeles. Te joci cu școala, vei. Du-te la soror. Acolo ai stățui în deal. Cât e, Jean? 14. Abțineri 14. Deșelea. Anunțat 14. Doamna Rabage, cât s-a obținut? 6. Doamna Gaștebrie? 11. 2. Natalia 2? 2. Da, Natalia 2. 16. Anunțați câte abține. Fie mai cu 2, 6, 6, 2, 2, 53. Dacă rezultatele sunt finale, pentru revocarea domnului Țurcan în funcție de președinte a adunării generale, a judecătorii în 28 aprilie 2028 au votat 188 de judecători, împotrivă 12, s-au obținut 33. Putem? Da. Păi eu mai adus niște liste. Stimați colegi, s-a verificat încă o dată numărul judecătorilor prezenți și este corect. 342, da? O 346. 349 judecători sunt prezenți în sală. 342. Stimați colegi, da. Sergiu, eu am anticipat ceea ce vreau să anunț eu următoarea, care am anunțat aseară pe doamna Natalia, ce sunt prezente listele, ca să pot prezenta procesul verbal. Eu singur aduc la cunoștința judecătorilor că nu mai doresc să existe în continuare atribuțiile de secretar adunării generale judecătorilor. Dacă s-au ajuns ca judecători atât de ușor să fie îndoieți, altfel nu știu cum să spun, să fie... N-am cuvinte, pur și simplu, eu nici nu închipuiam că așa ceva e posibil. Iată, au venit câteva persoane, au luat cuvântul și v-au determinat pe dumneavoastră. Noi să înțelegeți că de votul, de comportamentul nostru de azi, este adevărat că toată societatea ne privește. De votul nostru depinde nu doar soarta puterii judecătorești, depinde soarta îngheloștă întregii țări. În societate, în țară, odată cu, iarăși repet cuvântul ăsta, poate nu este cel mai potrivit, odată cu îndoierea ca ghiocelo a puterii judecătorești, se termină echilibru care trebuie să fie în orice stat, între cele trei puteri. Mulțumim, stimați colegi, pentru încrederea care mi s-a dat pentru data trecută la adunare. Cu această activitate a mea, ia sfârșit. Vă mulțumim și noi, dumneavoastră. Stimați colegi, eu sunt sigur că noi suntem în stare să votăm așa cum prevede legea. Nu suntem înfrunțați de nimeni și cred că această declarație nu corespunde realității. La moment, având în vedere că atât președintele adunării a fost revocat, domnul secretar adunării, generalul judecătorilor, și-a retras, vă retrați singur, da? Da, da. Este necesar să punem la vot această chestiune, ori nu e necesară. Bine, noi, într-adevăr, nu putem să-l obligăm. Stimați colegi, eu țin să vă anunț că sala a fost închiriată pe 6 ore. Noi la orele 15 urmează să eliberăm sala. Eu sunt convinsă că noi o să putem să ne organizăm
și să lucrăm destul de organizat și ca să, la urmă, și noi să ieșim cu o decizie care să ne ajute să deblocăm situația din sistem, în special și din Consiliul Superior Magistraturii, cunoașteți cu toții. Noi nu putem anunța concursuri pentru că nu sunt judecători în componența Consiliului Superior Magistraturii. Votul vă decide dumneavoastră, nimeni nu vă influențează să votați pentru ori pro, ori împotrivă, asta e dreptul dumneavoastră. Noi urmează să petrecem această exercițiu, să petrecem acest exercițiu astăzi. Pentru aceasta urmează să alegem președintele adunării și secretarul adunării. Poftim dacă sunt propuneri din sală. Turcan Liliana este un candidat. Poftim dacă mai sunt alte propuneri. Doamna Viorica Puică. Poftim, mai sunt candidați. Doamna Budăi. Ajung candidatul, mai sunt. Ajung, da? Domnul Șchiopă, doriți ceva să spuneți? Da. Da, 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 un moment. Da. Ei. Procente, da, 50 plus 1. Bun. Așa. Doamna profesor. Da, poftim, domnul Șchiopă, dorește să spună ceva. Stimați colegi, o să vă rețin foarte puțin atenția. Bine, decidem ulterior. Deci, da. Pentru nimeni nu este secret din cei din sală că Lilia Țurcanu să fie propusă azi președintele adunării generale. Toți cunosc, toți au fost informați din timp. N-a fost un secret, n-a fost un scenariu secret cum a fost data precedentă. De aceea, invit toți colegii care vor ca să ieșim din această situație de loc plăcută, să o alege pe Țurcană Lilia în funcție de președinte adunării generale, ca ulterior să ajungem la un final normal, să nu ne facem de rușine în fața societății, cu toate că cineva critică că nu există societate, dar noi aici suntem eroi naționale a poporului moldovenesc și cum hotărâm noi, așa va fi. Așa va fi, dar în limita legalității, a moralității, a altor principii normale care urmează fi respectate de către noi la această adunare generală. Vă mulțumesc mult și succes pentru ziua de azi. Așa. Stimați colegi, la moment avem doi candidați, doamna Lilia Țurcan și doamna Nelia Budăi. Poftim dacă ambii, doamna Țurcan, Lilia, nu vă retrageți candidatura? Nu. Doamna Budăi, Nelia? Am înțeles. Doamna Budăi, vă susțineți candidatura, da? Unde, doamna Budăi? Nu. Nu, eu am înțeles, vă susțineți candidatura, nu sunteți împotriva că v-a înaintat candidatura dumneavoastră? Nu. Bine. Stimați colegi, în conformitate cu prevederile articolului 23.2, alineatul 2, 5, legea privind organizarea judecătorească, președintele și secretarul ședinței adunării generale a judecătorului se aleg la propunerea judecătorilor care participă la ședință cu votul deschis al majorității simple ale acestora. Urmează să punem la vot aceste două candidaturi, dar, după cum am înțeles, doi numărători și-au retras candidaturile, doamna Garbagiu și doamna Gaștea Brie, da? Urmează alți doi să desemnăm. Cine din... Domn Minciună, vă rog mai... Cine la margine? La margine, doamne, cine la margine este acolo? Vă rog mai... Poftim, cine este? Cine acolo? Da, domn Talpă, vă rog trece în partea și aici încă cineva. Da, domn Talpă, da? Trece dumneavoastră încolo și încă vă rog cineva.
Cine un bărbat așa mai e? Domnul Arhip, hai și dumneavoastră. Vă rog, nu vreți? Mai avem nevoie de un mărător, cine vă dorește? Iată, am găsit și-a doilea. Să-mi chestii domnul Talpur și vă rog, cine a doilea că nu vă... Și domnul Minciună, da? Domnul Talpur și domnul Minciună. Da. Da. Încă un anunț, vă rog, judecătorii care nu au întârziat și nu s-au semnat pe lista judecătorilor prezenți, vă rog să vă apropiați de secretariat să faceți acest lucru. Vă rog mult. Așa, înseamnă că noi avem numărătorii sunt pe loc. Cred că toți suntem pentru aceia ca domnul Minciună, domnul Talpă să fie numărători. Vă rog, poftim la vot. Majoritatea. Mulțumesc mult. Da. Da. Cei mai mulți judecătorii sunt în urmă, de ce vă rog acolo mai mulți și cineva aici unul, cred că până la, da, ca Natalia Lupașcu rămâne până la acolo și mai departe repartizat. Sunteți 4, 5 cât sunteți? Așa, stimați colegi, ați repartizat? Domn Minciună! Domn Beșelea, dumneavoastră e până la stâlp, cred că acolo, până la stâlpul cealaltă. Da, e stâlpuri, să ne împărțim. Domn Beșelea, dumneavoastră e până la stâlpul cel din urmă. Până la 10, da, mai departe, da. La 10 până la 15 oricât. Domnul Talpă? E ca, luăm pe stâlpuri așa, domnul Bișelea, de la periede până la stâlp ceala, de la stâlp ceala până la stâlp ceala, întâi domnul Ierimciuc, și mai departe e domnul Talpă și doamna Lupașcu. Nu nimic. Așa. Cât să zic toți? 351. Stimați colegi, vă rog mai operativ, ați împărțit acolo teritoriul, da? Este 5, dar e stâlpul, e 4. Mi-am vrut așa că să fie clar. V-ați lămurit? Așa. Stimați colegi, punem la vot prima candidatură care a fost înaintată, doamna Lilia Țurcan. Vă rog, cine este pentru ca doamna Lilia Țurcan să deține funcția de președinte a adunării generale de astăzi a judecătorilor? Poftim, votați! Câți? Natalia, câți? 23. 23, 36. 23? 25. Toți ați anunțat, da? 45 la dumneavoastră, da? Așa, 5. 9 și cu 15 și 24, 4, 4, 7, 9, 11. 154. 154. Încă o dată, mai socot. 36, 9, 14, 19, 24, 4, 7, 9, 11, 15. 154 de voturi, da. Și poftim, nu mai întreb cine e împotrivă, cine e pentru doamna Budăi Nălea? Tot numărați, vă rog. Aha, mulțumesc. Plus 39. Mai departe? 16. 19. 19. Și plus 27. 27, da? Stimați colegi, n-au votat toți, pentru că se primește pentru doamna Țurcan 154, pentru doamna Budăi 123. Abțineri. Abțineri, punem la abțineri, acum își punem și abțineri, da. Stimați colegi, adunarea judecătorului de astăzi este
o adunare a unei autorități în stat. Noi trebuie să aplicăm codul administrativ. Potrivit codului administrativ, abțineri nu se admit. Ori sunteți pentru, ori sunteți împotrivă. Noi suntem judecători. Eu vă rog, decideți-vă și votați ori pentru candidatură, ori împotrivă. Cu negativ înseamnă abținerea. Da. Noi să ajungem, noi nu avem cu cine vota, cu cine să... Dați încă o dată, cine împotrivă? Bine, cine s-a abținut pentru, la doamna Țurcan? Dacă... Oricine s-a abținut pentru toți? Cine s-a abținut la doamna Țurcan? Poftim. Asta ajungem la absurd. Mai scurt, în urma numărării voturilor, niciun candidat nu a acumulat votul necesar. Iată care e problema. Poftim, dacă sunt alți candidați, da? Stimați colegi, eu propun pe doamna Mirona, Aliona. Poftim, dacă mai sunt candidaturi, cine mai dorește cineva? Poftim. Da. Puică. Doamna Sânduță, da. Doamna Mirona, doamna Sânduță și doamna Puică. Pe Puică, da. Stimați colegi, eu vă rog liniște. Da. Stimați colegi, vă rog liniște, că nu se aude. Corect. Da. Noi i-am înregistrat, dar știu că doamna Dornic data trecută și-a luat abținere. Deci e așa, da. Nu? Doamna Dornic și trage în favoarea doamnei Puică. Așa. Tot, doamna Miron tot și trage. Tot în favoarea doamnei Puică. Au rămas două candidaturi. Doamna Sânduță Victoria și doamna Puică Victoria. Punem la vot aceste două candidaturi. Poftim? E clar lucru. Stimați colegi, vă rog liniște. Înseamnă că așa, doamna Sânduță Victoria. Poftim, vă susțineți candidatura? Vă susțineți. Doamna Puică Victoria. Doamna Puică Viorica prima, de acord. Doamna Puică Viorica, vă susțineți? Susține. Înseamnă că ambele candidaturi susțin candidaturile lor. Punem la vot candidatura care a fost înaintată prima, doamna Puică Viorica. Poftim cine este pentru ca doamna Puică Viorica să dețină această funcție. Iarăși numărăm. Cât? 50. 34. 36. 25. 53. Acum și un moment să o trebuie. Pe mine m-a sumărat? M-a sumărat. Așa. 44 plus 50 plus 36 plus 25 plus 53. Stați că nu... 44 plus 50 plus 36 plus 25 plus 53. 208! Stimați colegi, cum potrivit ultimul date, la adunarea de astăzi sunt prezenți... Da, de casulească.
Sunt prezenți 351 de judecători, iată, ne-a prezentat secretarul Consiliului, respectiv doamna Puică, care a acumulat 208 voturi, este aleasă în calitate de președinte a adunării generale de astăzi. Cu ce o felicităm, cred că nu este necesar să punem la vot altă candidatură, pentru că 50+1 este. Punem. Pentru procesul verbal putem spune că pierdem timpul. Bine. Pentru doamna Sânduță, vă rog, cine este? Citesc. 14. Cât? Tot 14? 1? 21? 21. 21, acolo un loc de 1, 3, da. Plus 21, da. 10? 10. N-a curs să cutim. Nu mai punem cine împotrivă, pentru că pierdem timpul. Așa, doamna Puică, felicitări, vă rog, luați locul în sală, la tribună. Și, stimați colegi, urmează să alegem și secretarul adunării. Vă rog, propune dacă sunt. Da, mai vin cu așa, mai așa. Da, 5. 5 ori, da, da. Da, 5. Da. Tot cu efect, domnul Turcan, aveți întotdeauna... Nu, eu am spus la început că domnul Minciu nu a apărut. 5. Secretarul adunării, poftim. Ce ne propuneți? Poftim? Parfeni? Doamna Parfeni, este candidatură? Poftim, cine mai sunt? Sânduță Victoria. Așa. Mai sunt candidaturi? Nu mai sunt. Poftim, doamna Parfenie, vă susțineți candidatura? O susțineți, doamna Sânduță? Tot susțineți, da? Da. Punem la vot, după cum a fost propusă, pentru doamna Parfenie Olesia, poftim cine? Oxana, îmi cer scuză. Oxana, în calitate de secretar al adunării. 28. 22. 20. 20. 21. 21. 1, 2, 3, 4. Încă cineva încă nu a spus. Vă rog încă o dată, la minima 4 sunt. 28, 22, 20, 21. Cine a 5-lea încă nu? 48. 48. Așa. 28, 22, 20, 21, 48. 139. Nu e suficient. Așa. Pentru doamna Sânduță, vă rog. Numărați. Acum 35. Așa, domnule Mlenciuc. 47, 33 și 8. Așa. Înseamnă că 18, 35, 47, 33, 8. 141. Tot nu a acumulat. Nu-i jumătate, plus 1. Stimați cu legea, legea privind de 50+1, eu nu pot să încalc legea. Poftim cine candidați alții care mai sunt. Da. Stimați cu legea, nu uităm că noi urmează să mai alegem și comisia de vot încă.
Tot o să trebuiască judecători care au experiență. Eu îmi spune că doamna Turcan are experiență și la comisia de vot. De unde e mai necesară să fie candidatura dumneiei? Cine? Doamna Miron. Doamna Miron, eu propun pe doamna Miron, nici nu doriți. Poftim cine pe altcine? Doamna Budăi a fost... Doamna Budăi a fost... Doamna Budăi. Budăi în alea. Mai este cineva a propus? Nu? Atunci poftim doamna Budăi, dumneavoastră susțineți candidatura, da? Da. Poftim cine este pentru doamna Budăi ca să fie secretarul adunării. Așa nici nu trebuie numărătoare, este majoritatea, dar pentru proces verbal, da. Cu toate că doamna Budăi și pentru comisie era bună, da. Nu s-a propus. Tu îți faci budat. 58. 68. 68. 60. 59. 35. Nu trecut. Așa, înseamnă că 58. 68. 58. 68. 60. 59. 35. 280 de voturi au trecut. 34. Poftim doamna Puică Viorica și doamna Budăinălea, luați loc și vă cedeu loc, da, mulțumesc, vă întreb. Conduceți mai departe cu adunarea. Stimați colegi, eu îmi cer scuză că mai intervin în coleacă, privitor la agenda, noi data trecută, la ședința din 17 martie, noi am aprobat agenda cu alegerea noilor membri a Consiliului Superior Magistraturii din rândul judecătorilor și regulamentul. Privitor la regulament, noi am expediat la toți proiectul, dar vreau să vă atenționez că în principiu se modifică aproape 70% din regulament. Totodată, la ieri Parlamentul a adoptat în prima lectură legea cu privire la evaluarea și selecție, o lege nouă, și acest regulament urmează să cuprindă și prevederile în acea lege. De ce eu propun ca noi să excludem chestiunea aceasta din agenda de astăzi, ca noi să introducem acele modificări care o să fie și în legea cu privire la selecție și evaluare, ca ulterior noi o să aprobăm un regulament nou, deoarece, cum am menționat, de acum 70% sunt modificări. Și este necesar ca noi un regulament nou să-l adoptăm. Astăzi la adunare, doamna Sânduță, eu pur și simplu, doamna președinte, nu la curent cu toate momentele, de ce eu pur și simplu... Eu nu de asta spun, eu vreau să spun că nu e la curent și vă aduc la cunoștință, acum doamna pune la vot, nu eu pun la vot. Pur și simplu v-am adus la cunoștință momente care doamna pui că nu le cunoaște, vă mulțumesc. O, ia să-mi iau eu așa. Așa. Oi, cum să faci? Bună ziua, stimați colegi. Vă mulțumesc mult pentru încrederea acordată. Eu cred că noi astăzi la adunare trebuie să vorbim mai puțin și să realizăm un scop pe care și noi judecătorii îl așteptăm, dar și cetățenii Republicii Moldova. Pentru aceasta, vă rog să punem la vot ca toți cei care vor vorbi să vorbească 3-5 minute maxim. Sunteți de acord? Vă rog, punem la vot ca cei care fac propuneri
și pun în dispatere o întrebare, durata discursului să fie 3, maxim 5 minute. Cine-i pentru aceasta, vă fim votați? Majoritatea. Cine este împotrivă? Un vot. Două, trei voturi. Patru voturi. Deci patru voturi împotrivă. Cine s-a abținut? Înseamnă că s-a hotărât că cei care vorbesc să vorbească 3-5 minute. Referitor, al doilea aspect, referitor la agendă. Vă amintiți, data trecută ne-am oprit la ceea că s-a format o comisie ca să întocmească o declarație. Al doilea subiect, următorul subiect din agendă, era aprobarea proiectului privind regulamentul de desfășurare a adunării generale și al treilea subiect, alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Am vorbit cu mai mulți judecători din sală și toți solicită să schimbăm ordinea agendei. Propun ca președintele adunării ca aprobarea declarației să o trecem la diverse și să o mai discutăm între colegi în perioada când se numără voturile, iar subiectul cu aprobarea regulamentului să fie exclus din ordinea de zi și să alegem azi membrii Consiliului Superior al Magistraturii în baza regulamentului în vigoare, în măsura în care nu încalcă legea care reglementează acest proces. Punem pe rând sau totodată? Pentru excluderea regulamentului, în primul. Așa, cine-i pentru aceea ca subiectul cu declarația să fie trecut la diverse, vă rog, votați! Mai trebuie o cifră. Încă o cifră lipsește. 58? 58. O 198 pentru. Cine este împotrivă? Zero. 10. Ați reținut pe toate? Da. 37 împotrivă. Cine s-au abținut? Numărătorii, vă rog. 1, 4, 1, 1, 6. Da. Deci, stimați colegi,
cu votul la 198 de vot, deci cu 998 de voturi, subiectul cu adoptarea declarației este transferat la diverse. Cine e pentru aceea ca aprobarea regulamentului privind petrecerea adunării generale a judecătorilor să fie exclus din ordinea de zi, vă rog, votați! Da. 230 de voturi. Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Vă rog, votați. 0 0 0 0 6. Cine s-au abținut? 3 4 0 1. Cu 230 de voturi, subiectul cu aprobare regulamentului se exclude din ordinea de zi. Și trecem la următorul subiect, alegerea membrilor Consiliului Superior a Magistraturii. Comisia. Da. În primul rând, stimați colegi, trebuie să alegem comisia care va număra voturile. Poftim, propuneți. Poftim. Țurcan Lilia. Sanduța Victoria. Cerbu Adrian. Novana. Miclauș Galina. Novana. Mi. Vavrin. Vavrin Galina, da? Panovana. Vavrin Galina. 2-4 am. Panovana. Racoviță. S-a spus Panovana. Panova Ana. Șapte. Avem nevoie de 7. Panova Ana și Racoviță, ați spus. Paniș Alexei. Dar pe domnul Racoviță, cum îl cheamă? Dumitru. Racoviță Dumitru. Stimați participanți, iată persoanele care le-ați propus. Țurcanul Lilia, Sanduța Victoria, Cerbu Andrei, Adrian, Vavrin Galina, Panova Ana, Racoviță Dumitru, Paniș Alexei. Deci, Țurcan Liliana, Sanduța Victoria, Cerbu Andrei, Vavrin Galina, Panova Ana, Racoviță Dumitru, Paniș Alexei. Deci domnul Paniș Alexei își retrage candidatura.
Parfenii Oxana, spropuneți. 7. Parfenii Oxana. Regulamentul este nou. În regulamentul nou? Doamna Șala. Este vechi? Da. Comisia specială. Nu-i scris că-ți, vedeți? În regulamentul nou este 9 membri, dar în acel vechi... În acel vechi nu este menționat câți membri. Așa. Deci eu am spus de 7, dar bine, pun la vot. Dați să vă propuneți câți membri alegem în această comisie specială? 7, da? 7. Sunt alte propuneri? 10. 9, nu 7, nu 10. Impar. Impar trebuie să fie. Impar. 9, da? Sârbu Victoria. Sârbă Victoria. Stimați colegi, cine-i pentru aceea ca Comisia Specială de numărare a voturilor să fie constituită din 7 membri, vă rog, votați. Eu fost 7. Mai vedeți nume. Da? Hai cu așa să vedem ce spun. Acum vom anulea că să mergem pe aprobarea listei candidaților. Poftim? Da. Încă o dată și mai tare, vă rog. 47. Domnul Beșelea? 63. 34. 47. Domnul Minciună? 26. Lupașcu. 5 trebuie să fie. E 5? E 4. Cifra 63 de două ori a figurat? Da, cifra 63 de două ori a figurat. 233. Cred că nu mai este necesar să punem la vot cu cifra de 9, pentru că e clar că 233 e majoritatea. Așa, cine e pentru aceea ca Țurcan Lilia să fie membru? Lista? Îs 8. Anunț încă o dată. Țurcan Lilia, Sanduța Victoria, Cerbu Andrei, Adrian, Vavringa Lina, Panova Ana, Racoviță Dumitru, Parfenie Oxana și Sârbu Victoria. Poate cineva își retrage ca să nu punem la vot fiecare, dar oricum. Doamna Parfenie Oxana se retrage. Stimați colegi, cine e pentru aceea ca Țurcan Liliana, Sanduța Victoria, Cerbu Adrian, Vavringa Lina,
Panova Ana, Rakovica Dumitru și Sârbu Victoria să fie aleși ca membri ai Comisiei Speciale, vă rog votați! Douăsute șaptezeci și opt de colegi au votat pentru. Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Nu este nimeni. Cine s-a abținut? Nimeni. Atunci următorul... Doi s-au abținut. Am înțeles că nu este necesar să alegem Comisia de Contestație, nu mai mergem. Acum următorul subiect care trebuie adunarea generală să-l clarifice este aprobarea listei cu candidați. Poftim? Observatorii. Întâi observatorii. Da, dar ca să numim observatorii, întâi trebuie să anunțăm cine sunt candidații și ei au dreptul să propună observatorii. Ei au dreptul. Poftim? Da. Ce a spus? Așa e corect. Deci, poftim. Eu vreau să văd lista candidaților. Nu mi s-a pus pe masă. Îi ținem minte. Stimați colegi, pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, dintre colegii care au trecut Comisia Preveting, sunt incluși în listă Mitrofan Livia, judecător, judecătorie Chișinău Centru, Șchiopu Vasile, judecător Ungheni, Chironeț Iana, Chișinău, Ioana. Chironeț Ioana, judecătorie Chișinău, sediu centru, Frunze Maria, judecătorie Chișinău, sediu centru, Caraman Sergiu, Criuleni, sediu central. Vă rog, propun pentru aprobare lista candidaturilor. Da, poftim. 3-5 minute, doamna Victoria. Bună ziua tuturor și Hristos a înviat! Mă simt obligată să fac această propunere, fiind președintele Asociației Judecătorilor Vocea Justiției. Am înaintat această propunere oficial către Consiliul Superior al Magistraturii și consider că trebuie să o discutăm la adunarea generală a judecătorilor, care este organul suprem de administrare a puterii judecătorești. Propun includerea în buletinul de vot a tuturor candidaților care au promovat evaluarea integrității etice și financiare, dar și a candidaților care au formulat contestații împotriva deciziei de nepromovare a Comisiei Preveting și care se află în curs de examinare pe rolul instanțelor de judecată. Astfel va fi asigurată deblocarea procesului de alegere a candidaților la funcția de membru CSM,
cu condiția ca cei care vor acumula cel mai mare număr de voturi în ordine descrescătoare, așa cum prevede legea, vor putea să intre în exercițiul funcției fie imediat, în cazul celor care au promovat evaluarea, fie ulterior, doar dacă vor promova evaluarea după finalizarea examinării contestațiilor pendinte, în cazul candidaților care nu au promovat prevetingul, însă au formulat contestații care se află în curs de examinare. Până la un rezultat final al contestațiilor, funcțiile în CSM pot fi asigurate de cei care vor urma în lista celor aleși conform voturilor acumulate, din rândul candidaților care au promovat evaluarea. Astfel, considerăm că va fi asigurată o concurență loială, alegeri libere, corecte pentru toți cei implicați în acest proces. Atât judecătorii participanți la adunarea generală vor putea să aleagă, cât și candidaților nu le va fi îngrădit dreptul la un recurs efectiv și dreptul de a fi aleși în organul de autoadministrare judecătorească. În condițiile în care mandatul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii este un mandat de 6 ani, considerăm că este important de a asigura legitimitatea alegerii membrilor acestuia, astfel încât să nu planeze niciun dubiu cu privire la alegerea corectă, liberă, a membrilor organului de autoadministrare judecătorească. Ori un organ de autoadministrare al puterii de stat trebuie să fie constituit nu doar legal, dar și legitim și reprezentativ. Vă mulțumesc! Mulțumim! Sunt alte propuneri? Poftim! Stimați colegi, bună ziua! Dat fiind faptul că mă vizează și pe mine situația dată într-un fel sau altul, pentru că sunt candidatul care nu a promovat evaluarea și se află în curs de contestații, vreau să-mi expun poziția în primul rând ca candidat și nu în ultimul rând ca judecător. Consider, dat fiind faptul că și doamna Sănduță a menționat că trebuie să dăm dovadă de o respectare în tocmai a legii, că această propunere, pe cât nu ar fi ea, poate de echitabilă, poate de justă după anumite criterii, ea contravine absolut reglementărilor legale, care spun că candidatul care nu a promovat evaluarea se consideră că nu are dreptul să fie inclus în listele buletinului de vot. Avem o reglementare în lege și dat fiind faptul că această reglementare este strict sau pune lucrurile la o anumită condiție de la care trebuie să pornim noi astăzi, nu consider că este rațional și eu personal vorbesc de mine, de numele meu, nu doresc ca acesta să fie sau nici nu presupun că ar putea să fie inclus în buletinul de vot și vă chem să dăm dovadă de respectarea legii întocmai pentru că se primește un colaps. Ce facem pe urmă? După contestații, dacă se resping, dacă nu se resping, noi astăzi avem ordine de zi să alegem membrii în Consiliul Superior al Magistraturii, cei care au promovat. Ne place sau nu ne place, avem contestații, avem speranța legitimă că vom primi o echitate și atunci se va decide cum vom proceda. Asta am vrut să spun, cel puțin în privința mea. Mulțumesc, doamna Bostan! Stimați colegi, am să reiterez ceea ce a spus doamna Angela Bostan, să fac trimitere la prevederile articolul 14 și 16 din legea numărul 26, privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare, unde expres legea menționează că candidatul care nu a promovat evaluarea nu poate fi inclus în buletinul de vot. Și doi, cererea de contestare a deciziei Comisiei de evaluare nu are ca efect asupra deciziilor, deci nu are efect suspensiv. Punct. Pun la vot propunerea doamnei să... Punem la vot propunerea doamnei Sanduța de a include în buletinul de vot persoanele care
care au contestat la Curtea Supremă de Justiție deci hotărârile Comisiei Preventing. Cine este pentru această propunere, vă rog, votați. Numărați numărătorii. 0, 1, 2, 0, 6. Cine este împotrivă? Deci majoritatea. Nu mai votăm, că este evident, stimați colegi, că majoritatea. Cine s-au abținut? S-au abținut? 5. De toți 5. 5 în rândul 1. 0. 5. Doi. Stimați participanți, această propunere a doamnei colege Victoria Sanduță nu a acumulat numărul necesar de voturi pentru a fi hotărât. Acum trecem la aprobarea listelor cu candidați, am zis, da? Dar pentru a-i aproba, cum credeți, ar fi cazul ca ei să iasă în față să vorbească 3-5 minute? Au vorbit de jos, noi știm de rost. Nu este necesar. Nu, eu am spun la vot, totuși eu cred că, măcar să-i vedem la eu știu că au fost prin instanțe, au vorbit, dar am să pun la vot. Cine e pentru aceea ca candidații la funcția de membru al Consiliului să iasă să vorbească 3-5 minute? Poftim votați! Deci propunerea dumneavoastră care e? Vedeți că regulamentul nu este adus în concordanță cu legislația, doar prin legislație s-a stabilit că ei se fac... Doamna Bostan, la ce punct? La ce punct în regulament ați găsit? Nu, că eu n-am văzut. Poftim, stimați colegi, cine din candidații la funcția membru al Consiliului dorește să vorbească, dar nu mai mult de 3-5 minute, scena va aparține. Bună ziua la toți! Mă bucur să ne revedem într-o așa sală mare și frumoasă, într-un număr atât de mare. De fapt, am vorbit la adunare din 17 martie și, sincer vă spun, nu mi-am planificat niciun discurs pentru această adunare, pentru că politologii spun, programul electoral urmează să ajungă la mințile oamenilor, iar discursurile să ajungă în inimile lor, adică în suflete. Stimați colegi, eu până la 17 martie am fost în practic toate instanțele în care am reușit să ajungem. Am expus pe larg programul meu electoral și a colegilor mei. Nu știu dacă e cazul să-l mai repet. Cert este că, și îmi cer scuză de la cei colegi unde nu am reușit să ajungem, asta din cauza timpului și reșind din faptul că și noi examinăm dosare și volumului de muncă. Deci, eu am în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul în care îmi veți acorda votul, trei mari obiective. Este, în primul rând, fortificarea independenței sistemului judecătoresc, asigurarea meritocrației în promovare și unificarea sistemului. Pentru că dumneavoastră cunoașteți că noi suntem la moment dezbinați, criticați,
umiliți public. Avem o imagine destul de șifonată în societate și noi suntem cei care urmează să ne reabilităm. De ce aceste trei mari obiective le voi duce și în cazul în care îmi veți acorda votul de încredere și în Consiliul Superior al Magistraturii, așa după cum am discutat atunci când ne-am revăzut atât cu colegii personal cât și în instanță. Nu vreau să ocup, să vă iau din timpul dumneavoastră prețios, vreau să vă doresc succes și dumneavoastră și candidaților și fie că astăzi să fie o nouă zi, un nou început în reconstruirea unui nou sistem puternic, independent, asigurat, material și social, astfel încât să devenim elita societății. Vă mulțumesc! Domnul Șchiopu Vasile, doriți să vorbiți? Stimați colegi, încă o dată bună ziua! Nu sunt adeptul discursurilor mari, înflăcărate, practic o altfel de comunicare. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru faptul că la ședința de azi majoritatea absolută ați dat dovadă de rațiune, demnitate de judecător, de om de stat, referitor la program. Nu o să mai expun, deoarece este public de mai mult de ani de zile pe pagina CSM-ului. De fapt, am fost în toate colectivele, cu excepția Curții Supreme, unde am discutat despre toate problemele care sunt la moment în sistemul judecătoresc. Ca și dumneavoastră, le cunosc foarte bine și mă oblig ca toată experiența care o am în domeniu să o aplic pentru a îmbunătăți în măsura în care să pot situația, activitatea din sistemul în care activăm. Vă mulțumesc mult și încerc scuze dacă am fost prea succint. Mulțumesc! Doamna Ioana Chironeț. Bună ziua, stimați colegi! După cum a spus și domnul Șchiopu, noi am mers prin instanța de judecat, prin toate instanțele de judecat, cu excepția Curții Supreme de Justiție și judecătorii criulieni, se pare că tot n-am reușit și ne-am expus poziția vis-a-vis de obiectivele care noi le avem pentru a accede în CSM. Eu, activând în funcția de judecător, mă confrunt în fiecare zi cu probleme legate de volumul de lucru, legate de situații care urmează a fi soluționate și nu pot fi soluționate având în vedere că Consiliul Superior al Magistraturii este într-o perioadă de stațiune, adică urmează să asigurăm funcționalitatea Consiliului Superior al Magistraturii din motiv ca să putem debloca mai multe situații care s-au creat și care sunt acum în sistem. Judecătorii care nu sunt numiți în funcție, locuri vacante, ceea ce generează un volum extrem de mare de lucru. Și acest volum mare de lucru generează nemulțumirea oamenilor care, de fapt, au nevoie de serviciul judecătorilor. Noi suntem într-un serviciu public și urmează să-l asigurăm. Și din acest motiv, eu optez pentru ca, fiind în, dacă o să obțin votul dumneavoastră de încredere, fiind în Consiliu, să lucrez pentru a îmbunătăți activitatea sistemului judecătoresc, pentru a micșora volumul de lucru a judecătorilor. Sunt o sumedenie de metode care urmează a fi implementate și să avem o activitate transparentă și o încredere a cetățeanului în sistemul de justiție și în actul de justiție. Eu vă mulțumesc mult și vă urez la tot succes. Mulțumesc, doamna Ioana. Frunze Maria.
Bună ziua și Hristos a înviat tuturor! Sper că mă auziți! Eu mă bucur să ne aflăm astăzi la adunarea generală a judecătorilor, la etapa alegerii membrilor în Consiliul Superior al Magistraturii. Ori sistemul judecătoresc la moment se află într-o situație destul de dificilă din cauza lipsei judecătorilor în instanțele de judecată, dar și a personalului în instanțe. Dar astăzi nu voi vorbi despre problemele din sistemul judecătoresc pe care le cunoaștem cu toții, dar nici despre experiența mea profesională și parcursul meu profesional. Mă voi axa pe obiectivele, dar și soluțiile pe care mi le-am propus și le-am indicat în programul meu de activitate, printre care garantarea independenței sistemului judecătoresc prin asigurarea unui proces de numire, transferare, promovare bazat pe meritocrație, unul riguros și obiectiv, prin apărarea independenței judecătorilor de presiuni din exterior, dar și din interiorul sistemului judecătoresc, ori CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, trebuie să acționeze ca un scut între sistemul judiciar și presiunile care se exercită asupra acestuia. Totodată, urmează să întreprindem măsuri pentru consolidarea și modernizarea sistemului judecătoresc, inclusiv prin asigurarea digitalizării sistemului judecătoresc, pentru eficientizarea și ușurarea activității judecătorilor, dar și a personalului instanțelor de judecată și, în primul rând, prin dotarea tehnică necesară a tuturor instanțelor de judecată. Și nu în ultimul rând, prin asigurarea transparenței activității Consiliului Superior al Magistraturii, inclusiv în procesul numirii judecătorilor în funcție, dar și promovării acestora. Deci, în acest context, luând în considerație obiectivele pe care mi le-am trasat, îmi propun să contribui la consolidarea și modernizarea sistemului judecătoresc, ceea ce va duce la crearea unui sistem judiciar independent, integru, profesionist și la creșterea încrederii în actul de justiție. Vă îndemn astăzi să alegeți omul în care aveți încredere că va face tot posibilul să realizeze ce a promis. Alegeți pentru voi, nu pentru cel ales. Alegeți omul care este deschis să asculte, alegeți omul despre care voi credeți că după ce va deveni membru al Consiliului Superior al Magistraturii, va avea în continuare ochi să vă vadă, urechi să vă asculte și minte deschisă să încerce să găsească soluții. Cu Doamne ajute! Mulțumesc mult! Mulțumesc, doamna Frunze! Domnul Caraman! Onorat for, stimați colegi! Am ales să candidez pentru funcția respectivă într-o perioadă deloc ușoară. O perioadă până la care sistemul judecătoresc a fost privat mai de toate garanțiile care le-a avut. Merg într-un Consiliu Superior al Magistraturii care urmează să aibă un cuvânt de spus în ceea ce ține de vetting. Vettingul cu care sunt sigur mulți dintre noi nu suntem de acord. Acolo unde avem și de luptat pe alocuri, acolo unde avem de menținut o poziție sau alta. Vă promit că, mergând în funcția respectivă, o să-mi iau de la criuleni omenia, competența, toate abilitățile cu mine la Consiliul Superior al Magistraturii și fiecare dintre dumneavoastră care o să veniți în fața Consiliului Superior al Magistraturii, vă promit că o să fiți tratați cu respect, cu bun simț și omenie, așa cum mi-aș dori eu să fiu tratat dacă acolo vă veți afla dumneavoastră. Vă mulțumesc și să ne ajute Bunul Dumnezeu! Doamna Naila, nu
o să aprobăm lista cu candidați și buletinul de vot? Sau numai lista care va fi impus în buletinul de vot? Că e separat, s-a redelemat pentru instanța de, pentru judecători. Dar da, înseamnă că lista asta și da. Stimați judecători, vă propun să aprobăm lista cu candidații la funcția de membru a Consiliului Superior al Magistraturii, care va fi în buletinul de vot. Judecătorii din judecătorii. De fapt, e o singură listă astăzi. Mitrofan Livia, Șchiopu Vasile, Chironeț Ioana, Frunze Maria și Caraman Sergiu. Vă propun să aprobați această listă cu candidaturi. Poftim? Majoritatea, da? Cine este împotrivă? Nimeni nu este. Cine s-a abținut? Împotrivă, vă rog, încă o dată. Împotrivă cine este? O persoană împotrivă. Cine s-a abținut? 1, 4, 0, 0. Deci restul sunt pentru aprobarea listei cu candidați. Acum propun membrilor, candidaților să-și propună observatori, dacă consideră necesar. Poftim, doamna, domnul Vasile, la fel, renunțați. Doamna Mitrofan? Doamna Frunze? Svetlana Bucur. Și doamna Ioana? Stimați colegi, cine e pentru aceea ca doamna Bucur Svetlana să fie numită ca observator? Poftim votați! Majoritatea, cine este împotrivă? Domnul Balan, nu vă spărați, judecătorii m-au ales pe mine să conduc adunarea. Vă rog! Uitați, deci cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Unul s-a abținut. Doamna Bucur Svetlana, este dumneavoastră în sală? Veți fi observator în cadrul comisiei pentru, din numele doamnei Frunze Maria. Și, stimați participanți, înainte de a invita comisia ca să-și ia locul și să înceapă activitatea, comisia specială, vreau să amintesc că comisia specială, competența ei, trebuie să aleagă președintele și secretarul, trebuie să distribuie buletinele de vot conform listelor electorale, să verifice cabinele de vot, să sigileze urnele pentru votare, să supravegheze corectitudinea desfășurării procesului de votare, să deschidă urnele, să numere buletinele și să stabilește separat pentru fiecare poziție rezultatele votării în prezența tuturor membrilor comisiei. Să examineze contestațiile, dacă vor fi contestații la aceasta. Poftim, invit membrii aici, membrii comisiei, ca să-și aleagă președintele și secretarul și să procedăm la votare.
Și vă rog să rețineți că mai avem un subiect la diverse cu declarația, inclusiv să aprobăm rezultatele alegerilor. Vă mulțumesc. Poftim membrii comisiei. Veniți aici, aici, nu? A, vă alegeți. Gheorghe, tu mă scuzi, dar... Oricum... Asta nu strică. Uite-te. Nu spune observatorii, ca să le vreau fost observatorii. Stai, unde-i? Ia uite cum e unii de astea. Cine? Deci, când timp cât mi-a adunat cineva, mi-a scris, sunt pe știu zi. La carte, azi a fost în zăpada mea, nu este amus. La tot zi. Eu l-am făcut pe una de alternativă, 3 minute până la tot, pot reiși în după ce au fost. Dar e nici nu pot putea să la formă. Eu ieșeam de sau nu, eu eram de să văd la eu zâneam și căutat la dumneavoastră. Ei, ce eu... Mai sunt chestii. Dați-mi voi eu să... Da? Dar aveți scenariu? Așa. Bună ziua, dragi colegi! Hristos a înviat! Noi, prin vot, am decis, președintele adunării este Lilia Țurcan, doamna secretară a Comisiei Speciale este doamna Panov. Recurgem la buletinul de vot, este întocmit. Mitrofan Livia, judecător la judecătoria Chișinău, sediu centru. Șchiopu Vasile, judecătorie Ungheni. Chironeț Ioana, judecătorie Chișinău, sediu central, Frunză Maria, judecătorie Chișinău, sediu centru, Caraman Sergiu, judecătorie Criuleni, sediu central. Vă aducem la cunoștință că votarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii este secretă și se desfășoară în cabina de vot special amenajată sub supravegherea membrilor Comisiei Speciale și a observatorilor desemnați. Fiecare judecător votează personal. Votarea în locul altui judecător este interzisă. Membrii Comisiei Speciale înaintează judecătorului buletinul, buletinele de vot conform listei judecătorilor înregistrați, contrasemnătură, numai la prezentarea actului de identificare și de legitimație. Buletinul de vot se completează doar în cabina de vot, se interzice completarea de sine stătător a buletinului de vot cu alte nume decât cele aprobate de Comisia Specială. Judecătorul va aplica ștampila votată în dreptul numelui ales din buletinul de vot. Alte însemnări în buletinul de vot nu se admit. Dacă judecătorul în procesul de votare a completat greșit buletinul,
Comisia specială, la cererea acestui, va elibera o singură dată un alt buletin de vot. Buletinul predat va fi anulat prin aplicarea ștampinii anulat, cazul fiind indicat în procesul verbal cu privire la votare. Se interzice scoaterea buletinului din locul de unde se desfășoară votarea. După ieșire din cabina de vot, buletinul va fi aruncat în urma de vot. După efectuarea votării de către toți judecătorii înregistrați, comisia specială se va retrage pentru a procede la numărarea voturilor. Vor fi declarate nule, nevalabile următoarele buletine de vot, în care au fost înscrise alte nume decât cele introduse în comisia specială legal constituite, în care s-au făcut înscrisuri alte decât cele stabilite de comisie specială, buletinul de vot de alt model decât cel stabilit, în care nu a fost aplicat ștampila cu înscripție votat, în care s-au făcut ștesuri de numele înscrisul din buletin, care au fost deformate sau mizgălite, astfel încât nu este clar opinia alegătorului, în care a fost aplicată de mai multe ori ștampila cu înscrisul votat în dreptul la diferite candidați. Buletinul de vot nu poate fi declarat nevalabil dacă alegătorul a aplicat ștampila cu înscrisul vot de mai multe ori în dreptul unui același nume introdus în buletin. Dacă ștampila a fost aplicată în afara cerculețului dreptului numelui inclus în buletinul de vot, în care opțiunea este clară. Asta v-am adus la cunoștință. Buletinul de vot îl punem la vot. Sunteți de acord, așa, întocmit buletinul de vot să fie dat pentru a fi. Punem la vot întrebarea dată. Rog, votați! Da? Da? Majoritatea. Nu este nevoie de numărat. Totodată, domnii judecători, procesul verbal numărul 1 de alegere a președintelui Comisiei Speciale și a secretarului spune la vot. Rog, votați. Unanim. Adică și eu. Recurgem la etapa următoare. Noi facem control cabinelor de vot. Ne uităm, sigilăm urnele. Patru. Da, domni judecători, alegem numai patru candidați, patru, care o să fie supliant. Vă rog frumos, că dacă o să aplicat 5 ștampile, nu o să fie corect votat. Patru votăm. Acum controlăm. Sunt clar, puteți aplica patru ștampile pe lista de vot. Da, ștampile. Să fie clar, nu numai un candidat. Până la patru, da, până la patru candidați. Cine o să fie supliant deja? Da, doamna Doniva, m-ați proroșit. Vă rog mult, haideți noi să urgentăm, să controlăm cabinele, să sigilăm urnele de vot și să întocmim buletinele. Cât mai urgent face buletinele. Acolo, ele prindează. Doamna Lilia, dar procesul verbal de sigilare, de toate este de 10 secunde, secunde. Da, unde vom, da, unde vom distribui aceste bulete?
dăm jos, cred că spunem boxul este.
Vreți să-mi trimiteți mie? Uite, stați că asta... Cum se închide eu?
stimați colegi. Vă rog, telefonați la toți colegii să se apropie în sală. Vă rog, chemați colegii din coridor. Stimați colegi, invitați toți colegii. Mai sunt colegi? Vă rog de afară, că erau și pe afară. Sunați. Da? Stimați colegi, membrii comisiei au anunțat că mai au de muncă încă aproximativ 30 de minute, dar vă amintesc că această sală a fost închiriată până la orele 15. Suntem presați în timp și au parvenit solicitări de la mai mulți judecători de a pune în discuție subiectul cu declarația până a ieși membrii comisiei speciale și a ne anunța despre rezultatele votării. Vreau să pun la vot și să văd dacă sunteți de acord să începem discuțiile pe declarație în acest timp. Cine este pentru, vă rog, votați. Numărătorii, vă rog. Da, de ce? Să punem în discuții subiectul până la... Încă o dată! Încă o dată, vă rog, numărul. 47. Cât? 7? Treizeci șase. Treizeci și opt. Treizeci patru. Poftim? Cine este împotrivă? Cine este împotrivă? 1. Cine s-a abținut? 2. Văd 2.
1 împotrivă, 2 s-au abținut. Da, având în vedere că persoana care a întocmit această declarație este în comisia de numărare a voturilor și cred că doar dumneiei era cea mai indicată ca să vorbească aici. Dacă mai sunt, dar totodată având în vedere că din sală vin și alte propuneri în legătură cu declarația, poftim vociferațele. Cine dorește, cine are vreo propunere? Poftim. Stimați colegi, cine a reușit din dumneavoastră să facă cunoștință parțial cu declarația care a fost publicată, s-a făcut un lucru foarte voluminos. Declarația conține, dacă nu greșesc, undeva vreo 180 de pagini și anexe. Respectiv, eu sunt convins că nu toți din noi au reușit să facă cunoștință cu această declarație în detaliu. Pentru aceasta eu propun ca, deoarece noi astăzi nu o să reușim să discutăm, am anunțit această declarație care este destul de serioasă și este din numele unui forum destul de înalt. De ce eu propun că această declarație să fie expediată la toate instanțele de către grupul de lucru care a lucrat asupra acestei declarații, ca fiecare judecător să facă cunoștință și acei care o susțin să o semneze și semnăturile noastre să fie acumulate tot de acest grup, ori de Consiliu, dacă grupul are încredere, ori forumul are încredere în Consiliul Superior al Magistraturii și ulterior de expediat în adresele care sunt indicate în această declarație. Eu ca variantă vă propun, pentru că noi nu reușim într-adevăr astăzi, acesta e un document foarte serios și eu cred că noi nu trebuie să ne atârnăm așa superficial de a decide, o confirmăm, o aprobăm ori nu o aprobăm. Pentru aceasta este necesar ca noi să o facem cunoștință mai în detaliu cu aceasta. Poftim, ca variantă eu propun aceasta, mulțumesc. Mai sunt alte propuneri? Stimați colegi, mai sunt alte propuneri? Cine este pentru propunerea vociferată acum de doamna Cernat? Vă rog, votați! Douăzeci, 37, 18, 62. Deci pentru încă 62. Da, 62, da? Mai trebuie? A cincea cifră. Ați numărat pentru 2. Bine, mulțumesc. Cu 137 de voturi se aprobă propunerea doamnei Cernat. Vă rog, stimați... cine este împotrivă? Cine este împotrivă? Împotrivă, vă rog, numărați. 3, 1, 17, 12. Cine s-a abținut?
Cine s-a abținut numărul? 2? 3? 1? Cu 137 de voturi se acceptă propunerea doamnei Cernat și vă rog, stimați colegi, să avem o atitudine foarte serioasă în legătură cu această declarație și să o analizăm, să, dacă mai aveți careva propuneri pentru grupul de lucru, să o faceți și să transmitem grupului de lucru pentru a transmite la organele pe care le-au indicat în declarație. Pauză, iarăși. Da, am să o rog pe doamna Victoria ca să transmită la toate instanțele și la, ca toți judecătorii să aibă acces, pentru că mulți colegi au menționat că nu au reușit să o citească. Pauză. Am înțeles, da. A, poftim, acum da. Care trei eu trebuie să le am? Da, care îl știe? A, întâi îl știți pe ăsta? Nu trebuie, și toți sunt deja. Unul noi am ales. Da. Stimată audiență, jurnaliști, cine sunt prezenți, vă rog frumos să intrați în sală pentru a fi vociferate rezultatele alegerilor membrii CSM-ului în Consiliul Superior al Magistraturii a Republicii Moldova. Proces verbal numărul 3 a Comisiei Speciale privind numirea voturilor acumulate de candidații în calitate de membru primar permanent în CSM și rezultatele alegerilor de la 28 aprilie, municipiul Chișinău. Prezența membrii comisiei: Panova Ana, Curtea de Apel Chișinău; Vavrin Galina, Curtea de Apel Cahul; Sârbu Veronica, Judecătoria Chișinău; Țurcan Lilia, Judecătoria Edineț; Cerbo Adrian, Judecătoria Criuleni; Racoviță Dumitru, Judecătoria Ungheni; Sanduța Victoria, Judecătoria Chișinău. Ordine de zi: numărarea voturilor acumulate de candidații în calitate de membru în Consiliul Superior al Magistraturii. Anunțarea rezultatelor alegerilor membrilor în Consiliul Superior al Magistraturii. Pentru alegerea membrilor în Consiliul Superior al Magistraturii s-a stabilit următoarele. Numărul de judecători inclus în lista de votare, 398. Numărul de judecători care au primit buletine de vot, 342. Numărul de judecători care au participat la votare, 340. Cifra ce reflectă diferența dintre numărul buletinelor de vot primite de judecători votanți și numărul judecătorilor care au participat la votare sau lipsa acestei diferențe este de 2 buletine. Numărul voturilor declarate nevalabile, 47. Numărul de voturi valabile exprimat pentru fiecare concurent introdus în buletinul de vot, pentru funcția de membru primar permanent în CSM, numele Mitrofan Livia, 148 de voturi, Șchiopu Vasilie, 220, Chironeț Ioana, 215, Frunză Maria, 158, Caraman Sergiu, 185. Numărul total de voturi valabile exprimate,
293. Numărul total de buletine de voturi primite de comisie, 360. Numărul buletine de voturi neutilizate și anulate, 18. În urma votării se consideră ales membru permanent în Consiliul Superior al Magistraturii pentru un mandat de 6 ani din partea judecătorilor judecătoriei Șchiopu Vasile, judecătorie Ungheni, 220 de voturi. Chironeț Ioana, judecătorie Chișinău, sediu centru, 215 voturi. Caraman Sergiu, judecătorie Criuleni, sediu central, 185 de voturi. Frunze Maria, judecătorie Chișinău, centru, 158 de voturi. În urma votării se consideră ales membru supleant în Consiliul Superior al Magistraturii pentru un mandat de 6 ani din partea judecătorilor, judecătorul Mitrofan Livia, judecătoriei Chișinău, sediu centru, 148 de voturi. Sunt semnăturile președintelui Țurcan Lilia, grefiera Panova Ana și toți membrii au semnat procesul verbal. Domnule judecători, vă felicităm cu alegerea noilor membri a CSM-ului. Am niște emoții deosebit, dar am dat dovadă astăzi de curaj, de corectitudine și că suntem un corp judecătoresc care putem face ceva. Felicitări la membrii CSM-ului. Și nu ultima dată, data trecută, m-am dus acasă cu inima îndoietă că nimeni n-a avut curajul să se ridice în picioare și să spună mulțumesc foștilor membri CSM-ului, care au adus un aport foarte mare și au contribuit la înfăptuirea justiției și dezvoltarea instanțelor de judecată. De aceea astăzi vreau, ca judecător, să le mulțumesc și să le spun pentru tărie și curajul care au avut-o de a trece prin perioada de trecere care a fost la noi în țară. Succese dumneavoastră mai departe și cei care nu sunt prezent le transmitem salutări din partea noastră. Doamna președinte, veniți mai departe și conduceți adunarea. Pentru aprobarea procesului verbal. Doamna Nelea, doamna Budei, hai veniți aici, doamna Budei. Stimați colegi, vă felicit. În conformitate cu articolul 23 cu insigna 2, alineatul 7 cu insigna 1 din legea privind organizarea judecătorească, procesele verbale privind rezultatele desfășurării alegerilor în Consiliul Superior al Magistraturii se întocmesc de către Comisia Specială, constituită potrivit articolului 23 cu insigna 3, se semnează de membrii Comisiei
și se publică pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii. Deci cu aceasta vreau să vă spun că procesul verbal care a fost anunțat nouă constituie temei pentru ca mandatul de membru a Consiliului să-și înceapă activitatea prin hotărârea, după ce va fi adoptată hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii. Adică nu se mai aprobă de către adunarea generală. Deci, spunând acestea, având în vedere că la diverse subiectul cu declarația a fost soluționat în această perioadă, declar că adunarea generală a judecătorilor ia a luat sfârșit. Vă mulțumesc mult. Da. Înainte s-a aprobat, dar nu s-a introdus și atunci cum signa 1. Spune că însăși procesul verbal ai temei. Doamna Noelia. Da, este aslit. Da, poate la general să adopt cu majoritate, dar procesul. Mai în scurt,